facem sponsor. Okay. Ok. Și doar caută în ce să investească. Ia spune, îți place? Adică okay. E al meu? Da, pentru tine. Așteptăm aici? Nu o să așteptăm mult. Mi-e foarte foame, dar mi-e foame de tine. Mi-a fost rău de tot de tine. Ia recuperează-ți energia. Ce frumoasă e, mulțumesc. Până la urmă tot proscoi ești, Azbân. N-ai văzut ăștia tineri? Ori iau bani de la părinți, ori se comportă urât cu tine. Am făcut planurile pentru weekend, așa cum am vorbit. Vineri, plecăm la munte. Ce căutată mă ești? E Diana. Ți-ai zis un sponsor mai bogat? Care-i problema? Vrei un tarif mai mare? A devenit foarte posesiv, gelos, stresant, a început să mă controleze. În secunda asta trebuie să dispar din casa asta și să-l lași poftimii în pace. Spune-mi că nu e adevărat. Fica dumneavoastră este o femeie ușoară. Ai tăi sunt la țară. Tu ești aici. Poți să le zici absolut ce vrei tu. După copilărie, tinerețea este cea mai frumoasă etapă a vieții. De ce? Pentru că și ea este o căutare a eu-ului, dar la o altă scară. De exemplu, copilul vrea o anumită jucărie pentru că este frumoasă și îl atrage. De aceea și-o dorește, ca să exploreze și să înțeleagă lumea ei dincolo de ceea ce se vede. Tot așa și tânărul vrea să afle unde este locul lui în marea aventură a vieții. Drept urmare, el se aruncă în necunoscut, atras magnetic de noi experiențe, fără să ia în calcul riscurile sau o finalitate nedorită. Unde ar mai fi distracția sau lecția? Însă, de fapt, nu este nici una, nici alta, ci doar o experiență de viață. Pentru că destinul în sine reprezintă o provocare menită să te învețe să trăiești în armonie cu tine și cu ceilalți. Vă invităm astăzi să o cunoașteți pe Alisa în vârstă de 25 de ani. Deloc este dintr-o zonă rurală cu părinți simpli, dar muncitori. A venit în București de ceva timp și s-a angajat ca secretară. Salariul îi permite să își plătească o chirie cât de cât mulțumitoare și cele necesare traiului decent de zi cu zi. Singura ei prietenă este Diana și obișnuiesc să stea destul de des una în compania celelalte. Bineînțeles că Bucureștiul poate fi o oportunitate pentru cei care își doresc un viitor mai bun și o carieră, însă nu toți reușesc urmând calea onestă. Când m-am mutat în București, am realizat că este foarte greu ca fată tânără să te sprijini singură. Și pentru asta am nevoie de un bărbat cu bani. Din păcate, aceasta este o gândire des întâlnită în zilele pe care le trăim, mai ales în rândul tinerelor de o anumită tipologie, fără să înțeleagă că ceva trainic nu se construiește alegând calea ușoară. Da, se pare că am ieșit degeaba și în seara asta. Măi, fată. Putem să ieșim nimic degeaba. Ei, nu. Nu vezi? Nu ai ce să agăți. Nu e nimic aici. Păi și ce făceam? Stăteam acasă? Dacă stăteam acasă, ce făceam? Hai mă, și așa sunt trează de la 6:30. Eu nu pot să înțeleg de ce tot ții morți și să lucrezi. Același subiect mereu. Trebuie să am un paravan, trebuie să justific cumva toți banii și stilul de viață pe care îl duc. Avor mei, de exemplu. Eu chiar nu înțeleg de ce Alisa vrea atât de mult să muncească. Eu n-aș munci o zi din viața mea. Doamne, ferește, eu nu. Chiar nu pot să înțeleg treaba asta. Ce e treaba lor? Ce faci tu? Păi, eu nu mă justific nimănui. Nu-i treaba lui mama de unde am eu bani. Păi da, mă, dar pai mei ar nebuni să afli ce fac eu și cum trăiesc eu. Dar de unde află? Ai tăi sunt la țară. Tu ești aici. Poți să le zici absolut ce vrei tu. Ei oricum sunt mai înapoiați, adică au principiile alea ale lor. E foarte dificil. Ai mei nu sunt ca ai tăi. Mi-aș fi dorit să fie și ei nepăsători. Adică, na, nu știu ce să zic. Trebuie, da, n-am cum să renunț la job, chiar n-am cum. Și plus de asta, trebuie să am și eu salvare, ca să zic așa. Că vezi destul de bine că sunt seri în care ieșim degeaba, efectiv, și plătim tot de la noi din buzunar. Așa, jobul ăla de bine de rău, am pe ce să pun mâna. Norocul meu este că mi-am dat seama din timp
că dacă dorești să ai o viață bună, trebuie să faci și compromisuri. Hai să luăm nota și să mergem, că sunt foarte obosită și chiar nu mai am niciun chef să mai stau. Cum adică să cerem nota? Vrei să plătim noi nota? Păi și cine să o plătească? Nu vezi ce serioși sunt, nici pe-s paralel, n-ai ce să faci. Păi facem noi să fii atenți. Ce să pun capul ăla? Stai așa să vezi. Hey. Iertați-mă, îmi pare chiar foarte, foarte, foarte rău. Nicio problemă, stați liniștită că nu s-a întâmplat nimic grav. Știu că nu e tocmai moral ce fac, însă când ai buzunarele goale, nu mai contează moralitatea. Da, n-am un șervețel, nu-i problema. Stați niște, nicio problemă. Faci și eu? Da, sunt bine, nu știu. Mă simt foarte prost. Stai jos, nicio problemă. Da, nu s-a întâmplat nimic, stai niște. Eu sunt Florin, el e Doru. Îmi pare bine. Eu sunt Diana, încântată. Îmi pare bine, scuze, asta sunt. Hai că ne-ai și speriat. Nu s-a întâmplat nimic, Doamne ferește. Mă simt atât de prost, nu știu, lăsați-mă măcar să vă cumpăr o băutură. Cum să? Auzi, să ne cumpere băutură. Poate invers să facem asta, adică normal așa se face, nu? Da, nu știu, eu sunt cu prietena mea, este în spate, e Alice. Bună, Alice, ce nume frumos. Chiar asta vreau să zic și eu, ce nume frumos are. Interesant, da. Păi, dacă doriți să rămâneți... Păi, nu știu, putem... Hai să luăm o sticlă de vin. Te comandăm o sticlă de vin, nu? Da, vin, vezi și da. Sigur, sunteți în regulă, nu s-a întâmplat nimic, da? Da, mă duc discut și cu prietena mea și... Și venim noi la masă, luăm vinul și venim. Bine, să rămân. Haideam să luăm o sticlă de vin și mergem la ele, la masă aici frumos. Așa că e treaba bună. Ce bine arată Alice. Că au zis că vin cu o sticlă de vin și rămân cu noi. Și să vin pe tu și cu banii acasă. Am intrat în lumea asta când am realizat că sunt foarte mulți bărbați care ar da bani grei doar să stea în compania unei fete ca mine. Haideam la masă și vedem acolo. Ia-ți asta și... Lasă, mai mi-o par, hai să-mi iau paharul. Bună. Noi am făcut cunoștință deja, Alisa, nu? Eu sunt Florin. Interesant. Eu sunt Doru, pare bine. Cum vă simțiți? Sunteți bine? Da, sunt bine. Da, mersi. Nu consider că fac nimic greșit din ceea ce fac. Pentru că bărbații mi oferă singuri bani și cadouri. Nu le bag eu mâna în buzunar. Apatice, plictisite, fetele sunt puse pe agățat. Fără poftă de muncă, dar în căutarea unei vieți confortabile, orice bănuț care iese din buzunarul bărbaților este considerat de ele o victorie. Seara plictisitoare promite să fie lungă și pe gustul fetelor, mulțumite stratagemei Dianei. Spre deosebire de prietena ei, Alisa are totuși un serviciu, prin care vrea să justifice în fața părinților cât de cât faptul că ar fi o femeie independentă, deși nu este așa, dar și banii pe care îi câștigă în afara salariului. Catch smiling face with hate. Bună! Bună, scumpa! Ce faci? Bine! Vrei să vorbim două minute? Da, pentru tine am timp mereu, nu știi? Sună destul de bine și destul de dulce. Să știi că eu abia aștept să te văd, să petrecem puțin timp împreună. Știu, și eu la fel. Să știi că de asta te-am sunat. Am făcut planurile pentru weekend, așa cum am vorbit. Vineri, plecăm la munte. Hai să zic unde. Bine. Undeva frumos, un hotel de lux, spa, masaj, piscină. Ce fac eu e destul de obositor. Dar doar așa pot să duc o viață, fără griji financiare. Tot ce vrei tu. E ce trebuie, doar că ți-am zis, vine prietena mea de la Buzău și e așa să o las în casă singură și să plec. Mi-ai spus și am rezolvat și situația asta. O să vin și eu cu un prieten să mergem toți patru. Ce zici eu? E ok? Sună bine? E perfect. Da. Doar dacă prietena ta e la fel de drăguță ca tine. E mult mai drăguță ca mine, nu-ți face griji. Atunci chiar o să fie un sfârșit de săptămână senzațional. Abia aștept. Și eu. Hai, nu te mai rețin acum. Bine, te pup și eu. Nu fac niciodată singură lucrurile astea. Poate fi destul de periculos. Și atât eu cât și Diana nu plecăm niciodată una fără cealaltă. Da. Mamă, ce repede ai răspuns. Ce faci? Uite, vine primul, îmi cumpăram ceva.
Să-ți cumperi și o lingerie sexy. Și știi ce? Ia-mi și mie una. Avem vreun plan? Acum avem. O să mergem la munte în weekend. Hotel de 5 stele, spa, sauna, tot ce vrei. Eu și cu Alice avem mereu grijă una de cealaltă. Dacă una dintre noi pune una pe un tip cu bani, imediat îi face lipela și celelalte. Cu cine? Cu Flori și Doru? Nu, lasă-i pe ea deocamdată. Știi, când n-ai vrut tu să ieși, am cunoscut pe cineva. Atunci și cu ei o să mergem. Bine, atunci mă duc să văd ce-mi cumpăr și vină și tu să ne uităm amândouă prin magazine. Nu-mi permit să pierd timpul cu un singur bărbat. Culeg atât cât se poate și plec la următorul. Băi, eu nu pot, că am program până la 5 și nu pot să plec de aici astăzi. Mai nebunit cu munca ta. Trebuie să te simt o rezolvare cu asta. E paravanul meu. N-avem ce face deocamdată. Dar ia-mi tu ceva dacă găsești. Bine. Te pup. Bine, bine. Pa. Pa. Am rămas puțin surprinsă. Nu știam că Alice acționează și singură. Era vorba ca întotdeauna să o facem împreună. Ei, surpriză, Diana dragă. De data asta Alisa te-a surprins și are deja un nou admirator. Deci încă o oportunitate de a vă distra și de a vă simți bine pe banii altora. Zilele au trecut rapid, iar acum le revedem întorcându-se din weekendul de vis petrecut la munte. Stai și cu mine până chem un taxi? Păi ce faci, nu rămâi la mine? Nu, mă duc acasă, sunt moartă de oboseală. Păi, n-ai zis că dormi la mine, haide. Nu, vreau să merg să-mi fac un duș și fac un baie fierbinte. Oricum, mâine dimineață mă duc la muncă. Deci, da, sunt praf. Mamă, m-ai nebunit cu jobul ăsta al tău. Ce vrei? Nu vreau să mai stau încă 20 de minute cu aia până ajungeam la mine. Păi, regret, știu că și eu m-am săturat. Am stat 3 zile cu ei, mi-e suficient. Aia zic. Te-am zis că rămânem la mine, doar la mine, mai stăm, mai burtim capetele. Am momente când stilul ăsta de viață mă epuizează. Vreau o schimbare, nu știu, vreau cu totul altceva. Nu povești de dragoste sau eu mai știu ce. Vreau pur și simplu ceva mult mai stabil. Parcă nu pot să mai duc în ritmul ăsta, nu mai mă extenuează la maxim. Păi și ce vrei, fată, să lucrezi pe 25 de milioane? Nu, normal că nu, nu vezi că... Nu, găsim și noi odată prințul ăla pe cal alb. Prințul ăsta pe cal alb și tânăr și frumos și cu bani nu prea îl găsești decât în povești. Poate cu taximetristul ăsta vine și prințul călarii pe cal alb. Băi, mă lași, încă n-ai observat că băieții ăștia tineri nu o să găsești niciodată un băiat tânăr cu bani care să te iubească. La urmă, tu proscoi ești, Azbân. N-ai văzut că ăștia tineri ori iau bani de la părinți, ori se comportă urât cu tine. Da, și asta e adevărat, dar totuși, parcă apare. Da, de undeva. O să apară. Cine știe. Mai așteptăm până îmbătrânesc. Pe Alice o mai apucă din când în când depresia și visele la cai vers pe pereți. Dar nu e nicio problemă, că mâine se trezește și își revine ea. Diana nu mă înțelege. Cel puțin nu mă înțelege acum. Peste un an sau doi, poate o să-mi dea dreptate și o să gândească la fel ca mine. Chem taxi și merg. Hai, cheamă-ți taxi. Poate-ți vine prințul. Bine, fat, hai că eu rămân aici, că vine aici taxi. Bine, hai, te pup. Pa, pa. Love you, pa. Alice îmi lasă impresia uneori că eu sunt cea mai matură dintre noi două, deși ea este mai mare decât mine. Sincer, nu credem că vreuna din voi dă dovadă de maturitate. Cum să găsești stabilitate fără a oferi în schimb nimic autentic și valoros? În plus, goana aceasta permanentă în căutarea prințului pe cal alb, normal să devină obositoare. Și ce să vezi, nici nu oferă confortul mult dorit pe termen lung. În schimb, compromisurile sunt la ordinea zilei, nu-i așa? După o perioadă de însingurare, pe care unii în mod eronat o numesc depresie, Alisa a acceptat să iasă în oraș cu Diana. Mă bucur că în sfârșit ai decis să ieși din casă. Băi, da, m-am avut nevoie de timp ca să mă odihnesc și eu să mă liniștesc. Da, de timp sau ai rămas fără bani? Ce bine mă cunoști! Păi bine îmi zici. Degeaba stau să vorbesc, să-ți explic, că tot nu mă asculti pe mine. Că atunci când rămâi fără bani, gata. E totul de la sine, nu? Da, îți trece orice depresie, gata. Băi, nu era chiar depresie, doar că am momente când mi se ia, știi, dar...
am ajuns la concluzia că cam trebuie să schimb ceva, trebuie să schimb tactica. Cum așa? Da. Ce să schimbi? Abordarea, nu știu. Nu mi-am luat-o în cap, dar m-am săturat să umblu prin barul în fiecare săptămână să găsesc bărbați cu bani. Consider că m-am vândut cam ieftin până acum. Și aș vrea ceva nou. Aș vrea, nu știu, hai să zicem ceva mai stabil. O schimbare. Da, adică mai puțin, dar în același timp mai mult, știi ce zic? Mm-hmm. Unul și bun. Pentru asta am venit aici, nu? Să-l găsești. Nu știu cât de ușor va fi, deși tipul de acolo e chiar ok, pare ce trebuie. Însă m-am săturat să merg în barul și să agăț azi unul, mâine altul. Așa. Mai de durată, eu cred că e pretendentul potrivit. Zici? Uh-huh. Păi și? Ce ai de gând să faci? Îl lasă să stea acolo? Va trebui să vină la masă. Mm? Va trebui să vină la masă. Ok, deci trebuie să vină el, nu te duci tu. Doamne ferește, nu? Tocmai asta e schimbarea cea mare. Ok. Că vine el, nu mă duc eu. Păi și? Așteptăm aici? Nu o să așteptăm mult. Face pe interesanta, dar se vede de la o poștă că îi plac bărbații ca mine. Văd că te cam sorbe din priviri. Așa am zis și eu de când am venit, dar văd că nu faci niciun pas. Tot eu trebuie să... Păi nu știi cum spăr. Așa-s bărbații. Nu cred că putem să-i numim bărbați. Poștă. Da. Hai să le zicem sponsor. Ok. Și okay. Doar caută în ce să investească. Ok. Semnalele ei sunt disperate. Face pe inabordabila, dar se vede clar că vrea să o abordez. Bună! Alexia. George, cum? Alexia. Îmi pare bine. George. Diana. Îmi pare bine. Ce faceți, fetelor? Bine, tu ce faci? Ați ieșit la... Ce vreți, cafea? Da. Nu vreți să comand ceva? O tărie merge? Sau ceva frizante? Nu sună rău. Haide că vă comand ceva. Doar dacă ceva. N-ai planuri. Nu mă deranjează că ales să facă schimbarea asta. Până la urmă, dacă îi merge ei bine, merge și mie. Da, mă scuzați puțin că eu sunt într-o chestie cu business-ul de vorbit, dar nu e niciun fel de problemă, adică pot să-mi anulez toate planurile. Vă dați seama, pentru niște fete așa frumoase, Alexia, nu? Alexia. Foarte ai frumos început numele. Cu dreptul. Îmi place și numele și prezența. Cum ai spus, Diana? Diana, da. Îmi pare bine. Și mie. Și ce faceți? Povesteam. Despre? Despre noi, ce urmează să facem, schimbările din viața noastră. Oh, ce frumos! Interesant. Ca fetele. Ce frumos și ai. Verzi, nu? Colorați. Colorați, frumos, frumos. Da, e foarte interesant și tatuajul îmi place. Foarte frumos. Ai avut timp să mă studiezi, eu? O fată frumoasă ca tine, cine nu s-ar uita? Așa e. Chiar mă bucur că... Mi-ai răspuns privirii, ca să zic așa. Păi, am zis că trebuie să preiau inițiativa, că tu n-ai fi făcut niciun pas. Am să-i las impresia că ea conduce, însă pe mine nicio femeie nu mă conduce. Dacă tot ai făcut tu primul pas, ce ziceți să fac eu al doilea pas? N-ați vrea să mergem, nu știu, într-un loc mai liniștit, mai intim, muzică mai bună, servicii poate și mai bune? Nu sună rău deloc. De acord? Super! Mergi? Păi, de ce să mai pierdem vremea? Eu, din păcate, o să mă retrag, am alte lucruri de făcut, însă prietena mea, sigur, e disponibilă, da? Și îi face plăcere. Da. Mă bucur, Alexia, păi atunci hai să mergem, ce să mai pierdem vremea? Mergem? Ok, atunci o zi frumoasă în continuare. Mulțumesc, că la fel și vă o distracție plăcută. Oh, mulțumim frumos! Un pas eu, un pas el, un pupic eu, câteva cadouri el. O să fie perfect, o să ne înțelegem bine.
Ce putea urma după ce Alisa a făcut primul pas, dacă nu un val de complimente ca de obicei? Ea este foarte sigură de noua ei strategie, iar Dianei nu-i rămâne decât să-și lase prietena în compania noului admirator. Ei, de acum înainte, oare ce urmează? George are grijă de mine și mi-o oferă tot ce-mi doresc. Și nici nu-mi ocupă prea mult timp. Au trecut câteva zile și farmecele Alisei pare că au dat roade. Ședințele de shopping sunt îndelungi și foarte costisitoare, dar pe George nu îl deranjează, ci dimpotrivă. Frumusețea și viclenia au adus-o în poziția de amantă răsfățată. Sunt un om realizat din toate punctele de vedere. Iar o tânără minunată și frumoasă cum e Alice la brațul meu este tot ce-mi lipsea. Asta e rețeta pentru o viață fericită. Să fii amanta unui bărbat cu bani. Să fi tras Alessia lozul câștigător? După spusele lui George, tânăra amanta are mai mult rolul de trofeu în viața lui. Așa că haideți să vedem cât este dispus el să investească în marea lui cucerire. Am ajuns? Gata. Ce e asta? Ia spune, îți place? Da, e superb. Da? Orice nu-ți place, îmi spui și schimbăm. Adică okay? E al meu? Da, pentru tine. Da. Pentru da. Mine? Da. Iei și îți faci cum vrei tu, îmi spui ce nu-ți place, îmi spui ce vrei să schimbi și rezolvi imediat. Ok? Sunt conștient că nu este ieftin să îi răpesc tinerețea lui Alice. Dar nu este o problemă, am de unde. Tu vorbești serios? Normal că vorbesc serios pentru tine. Și mai am o surpriză. Ce? Te-am înscris la școala de șofer și după ce termin și examenul, îți iau și o mașină. Tu vorbești serios? Normal, iubita. Pentru tine. Nu vreau să schimb nimic. Îmi place fix așa cum e. Asta îmi place, să te văd zâmbind. Adică e... e perfect. Sigur. Absolut. Apartament, mașină, păi hainele și bijuteriile le trec la mărunțiși. Nici nu le mai au în considerare. Deci asta îmi doresc, să fii fericită și pentru tine fac orice. Dar mulțumirea mea ești tu. Atâtea. Ba da, mulțumirea mea ești tu. Te-am pătinit. Deja prin cea mai fericită. Mulțumirea mea ești tu. Ok? Și vreau să fii. Mai ales că tu meriți, uită-te la tine. O fată frumoasă ca tine, inteligentă, deșteaptă. Mai ai lăsat fără cuvinte. Perfect. Nu știu ce să zic, cum să reacționez. Nu trebuie să reacționezi niciun fel. Să fii fericită, să fii mulțumită, să-mi zâmbești. Deja, dar sunt pentru că ești tu aici cu mine. De asta sunt fericită. Mă bucur mult. Să fii pentru mine. Păi sunt deja. Fata asta... nici nu visa să aibă tot ce i-am oferit eu. Iar pentru asta am să o am la degetul mic. Dar știi că se poate să fii și mai fericit? Ce vrei să zici? Sună bine. Sună bine? Sună foarte bine. Iar vino. După tot răsfățul, începând cu mărunțișurile, așa cum le numește Alisa, și încheind cu casa plus mașina, totul este numai lapte și miere între cei doi amanți, inclusiv în dormitor. Am crezut că Alisa va fi doar o distracție. Dar se pare că e o distracție de lungă durată, căci avem câteva luni bune împreună. Păi, George, dragă, încă n-ai înțeles? Exact asta își dorește tânăra noastră, un singur bărbat pe post de sponsor, care să-i ofere la nesfârșit tot ce își dorește fără să muncească. Dar oare cât va dura această viață plină de huzur? Diana. Ei. Hei, ce faci? Uite bine, stăteam în pat. Tu ce faci? Nu ai nebunit de plictiseală? Nu, de ce zici asta? Păi nu știu, ești mereu acasă, nu faci nimic. Asta când nu sunt într-o vacanță exotică sau la cumpărături sau la vreo cină într-un restaurant de lux. Da, mă, dar stai numai cu George toată ziua. Hai, mă, că mie chiar așa. Uite, acum e plecat 2-3 zile, adică nu e cu mine acasă. Da,
Bine. Tu ce faci? Și atunci când nu e el, stai mai încuiat în casă. Păi mă, că nu e chiar așa. Atunci hai să ieșim. În seara asta. Vino la mine, vino la mine, ce nu vii la mine? Deci eu înțeleg că îți merge bine și știu că asta ți-ai dorit, dar chiar m-ai abandonat de tot. Cum poți să zici că te-am abandonat? George mi-a acaparat cu totul. Ema, cum poți să zici că te-am abandonat? E adevărat, George m-a acaparat puțin. Însă e infim prețul pe care îl plătesc pentru tot ce am. Bine, dor la tine dacă vrei, dar hai să ieșim să mâncăm ceva bun. Și să bem un pahar în oraș. Unde hai vrei? Să mergem acolo, la locul nostru. Ema, nu vreau să mai merg acolo. Ți-am zis că nu mai, nici nu vreau și nici nu pot să mai fac ce făceam înainte. Băi, adică... dar nu ieșim să agățăm. Ieșim așa ca fetele, să ne vedem. Uite cum facem. Vii și doar la mine. Mergem, dar nu mergem acolo. Acum știu eu mai multe locuri drăguțe și poți, poți stau eu șer când ajung. Da, te lasă să ieși în oraș? Bineînțeles că mă lasă. Oricum e, și oricum e plecat din oraș vreo 3-4 zile. Nu e ca și când trebuie să-i cer acordul. Cred că Diana exagerează. De fapt, nu înțelege situația. Oricum, pe mine nu mă interesează. Și asta e tot ce contează. Sunt zici tu. Aoleu, încetează răutate. Păi dacă așa e. Nu dacă trebuie să-i dai raportul cu orice faci, nu poți să ieși în oraș cu mine. Te trebuie să dea el voie. Dar nu e vorba de asta. Hai, uite, nici nu o să zic că e, să vedem ce se întâmplă. O să vezi că nu, e, nu ai dreptate. De data asta nu ai dreptate. Asta înseamnă relație. Să faci și ce-și dorește partenerul. Nu doar ce vrei tu. Fui și te pregătești. Te pup și eu. Ne vedem acolo. Pa. Pa, pa. Pa. Pentru bunăstarea ei și de teamă să nu-și piardă sponsorul, Alisa s-a mai cumințit din câte ne dăm seama, pentru că primează interesul. Cine te sună? E Diana. Ce căutată mai ești? E Diana. Te-ai un sponsor mai bogat? De ce tot timpul crezi că se rezumă totul la bani? Când sunt cu George, sună Adrian. Când sunt cu Adrian, sună George. Chiar nu mai pot să mai duc așa. Tu ai uitat cine ești? Frumos. Alesia. Să taci din gură și să nu mai țip. Cred că e prea mult să plătești cu libertatea ta. Nu mai ai ce să mai vorbești cu ea. Până la urmă te întâlnești cu el pentru a avea anumite beneficii. Ce zici tu dacă ne-am bucurat noi așa de 2, 3, 4, 5 zile. Aici e vorba de niște bani. Care-i problema? Vrei un tarif mai mare? La insistențele Dianei, Alisa s-a încumetat să își rupă din timpul ei prețios și să-i acorde atenție celei cu care până nu demult își petrecea mai tot timpul. Oare relația cu George o mulțumește într-atât de mult pe tânăra noastră încât să își fi propus să renunțe definitiv la vechiul ei stil de viață? Mă bucur că în sfârșit ai decis să ieși din burloc. Hai mă, nu exagera. Cum adică să nu exagerez? Nu mai dau de tine. Nu mai ieși din casă. Chiar nu înțeleg ce se întâmplă cu tine. Trebuie să stau să mă rog de tine ca să ieși. Păi acum e altceva, am și eu ceva stabil. Mă lași? Da, mă, nu e ca și când m-am sfințit. Uite, astăzi am ieșit, de exemplu. Zici că ești măicuță, ieși odată pe săptămână din casă. Rest? În rest? În rest ce faci? Îmi văd de... Noul stil de viață. Ce stil de viață interesant. Ce are, mă? Am absolut tot ce-mi doresc. Ai văzut ce apartament mi-a luat, bijuterii și haine nu mai zic. Acum urmează să-mi ia mașină. E tot ce-am visat vreodată. Și ești fericită? Da, asta mi-am dorit, nu? Pot să zic că sunt fericită. Nu pare. Așa evident e. Păi îți dai seama că nu poate să fie totul exact cum vreau eu. Anumite compromisuri trebuie să le fac. Vrea să stăm amândoi, vrea să fiu cu minte, vrea multe. Și atunci ne adaptăm, că n-avem, despre asta e vorba. Nu încerc să fac pe moralista, dar cred că Alisa și-a dat seama că banii nu sunt totul pe lumea asta. Înțeleg că îți oferă ceea ce ți-ai dorit pe partea financiară, însă cred că e prea mult să
plătești cu libertatea ta. Adică, nu știu, mi se pare mult, prea mult, nu cred că se merită. Și nici nu te văd fericită, adică undeva nu există un echilibru. Adevărul e că, da, balanța se înclină în extrema rea, ca să zic așa. Dar nici nu vreau să renunț deocamdată la el. Nu mi-aș fi permis niciodată tot luxul de care am parte. Și adevărul e că mi oferă mult peste ce m-am așteptat eu și mult peste ce am dat noi, ce am găsit noi până acum. Nu că mă controlează, George, mă sufocă efectiv, dar nu pot să dau înapoi, aș pierde tot ce am. Nu cred că ai visat să ai un iubit de vârsta lui taică-tu, sincer. De când ai devenit tu aia moralistă? Că, nu, eram... s-au schimbat rolurile din ce văd, adică mai, nu știu, dai chef așa, pofta de mâncare, de... îmi vine să... Îți vine să ce? Unde te uiți? Nicăieri. Am simțit o emoție ciudată, un gol în stomac. Efectiv m-a dat peste cap. E, unde te uiți? Încetează. Hai zi, la cine? Încetează, nu te mai uita. Ia zi, vrei să limbi la noi la masă? Nu, să nu-mi trăzni. Haide, măi, dar ce are? Nu-mi trăzni, lasă-l. Stăm aici, bem ceva și atâta, ce e așa mare chestie? Zici că... ce ești așa speriată? Mă, tu ai ce, dai cu minte, lasă-l. Eu nu sunt genul de om care crede în dragoste la prima vedere, dar după cum îi sclipesc ochii Alisei, cred că s-a îndrăgostit. Haide! Băi! Hai că mă duc. Nu, nu trăsni, stai aici. E adevărat că, da, și nu pot să-mi iau ochii de la el. Am văzut. Oh, Doamne, ce-i cu mine? Să fie cu tine, ai văzut și tu pe cineva mai drăguț și scrate și tu ochii după ce ai stat cu poșorogul ăla toată ziua. Și vorbiște și tu mai încet. Ideea e că și el se uită destul de mult. Am văzut. Chiar. Haide! Dacă dragostea la prima vedere există, cred că așa trebuie să fie. Ai, nu cred că vine mor. Bună! Bună! Poți să iau loc? Sigur. Mă scuzați că vin așa, dar n-am putut să mă abțin. De ce? Nu știu, mi-a plăcut. Dar dacă n-am venit, am văzut că te uitai la mine. Și eu mă uitam la tine. Da. Sper că nu am deranjat. Nu, chiar îmi pare bine că ai venit. Adrian. Alicia. Adrian. Iana. Și ce faceți voi? În special tu. Bine, foarte bine acum. Data trecută am lăsat-o să-și facă de cap și nu a fost bine. De data asta nu o mai las singură, merg și în pat cu ei. Ce plănuiți? Ce vreți să faceți? Da, nu avem neapărat planuri. Deocamdată. Dar... Mă gândeam că nu prea merge apa și limonada asta și poate stăm și noi la un pahar de vin, ceva. Ce zici? Băi, eu normal am comandat o cafea, dar dacă mă lăsați să fac eu cinste cu vinul, beau și eu cu plăcere cu voi. Rămâne așa? Da, eu. Bun. Roze sau alb? Alb. Alb să fie. Nu știu nimic despre fata aceasta, dar, sincer, tot ce știu acum e că vreau să fie a mea. Ei, hey, se pare că viața de huzur nu aduce fericirea și nici senzația de fluturi în stomac de care Alisa are nevoie. Cu alte cuvinte, dacă George are doar banii, chipeșul Adrian are și vârsta și carisma necesare pentru a o cuceri pe frumoasa blondină încă din primul moment. Drept pentru care scânteia dintre cei doi s-a transformat în flacără și iată că îi surprindem în focurile pasiunii. Deci nu mă mai satur să te pupăcesc, să mă bucur de tine, să petrec timp cu tine. Și eu la fel. Mi-a fost dor de tot de tine. Ce zici tu dacă ne-am bucurat noi așa de câteva zile? 2, 3, 4, 5 zile. Să plecăm undeva. Dacă ajungi la 10, ușor, ușor. Și ce dacă? Că doar le petrec cu tine. Aș petrece sute de zile. Ce drăguț ești. Ce zici? Nu plecăm și noi într-un mic concediu, așa, o vacanță, o ieșire. De mai bine de o lună trăiesc o poveste de dragoste cu Adrian și adevărul e că mă simt ca în filme. Mi-a place mult, serios, dar nu pot acum cu munca. Eu avem o perioadă foarte aglomerată. Nu știu de ce bănuiam eu că iar ai să încep cu munca și din astea. Păi ce pot să fac altceva? Nu știu, să-ți cauți și tu două, trei zile libere, că nu moare nimeni, adică n-am intrat zilele în sac de muncă. Am încercat, am zis deja. Nu știu care e faza tu, cred că
evit să ieși cu mine, să te afișez cu mine, care-i fața? Să nu vezi ce urât ești. Da, pe de-aia m-am gândit că sunt prea urât și te ferești să te vadă lumea cu mine. Termină. Ce căutată mă ești? E Diana. Diana. Cred că mă sună de la frate. Tu te insistă. Are chef de vorbe. Păi și răspunde că nu mă deranjează cu nimic. În loc să stau să petrec timpul cu tine, crezi că am chef să stau să bărfesc cu ea? Se plictisește, probabil. Păi, dar îi răspunzi, vezi ce vrea și după aia, nu. N-aș vrea să interzic absolut nimic, iubitei mele. Pentru că asta ar însemna să o schimb. Și eu nu vreau să schimb nimic la ea. E perfectă cum e. Răspunde-mă că nu-mi deranjează cu nimic dacă vorbești cu ea. Ți-am mai zis, nu știu, da. E prietena ta, să nu se supere. Nu se supere. Au, mă doare. Uite, dacă... Eu te iar sun. Nu mă sun, să suni. Am eu timp de ea. Acum timpul e mult mai important să-l petrec cu tine. Dacă tot îți prețuiești atât timpul, numai dacă îl prețuiești cu mine în seara asta, să rămâi la mine să dorim. Dar n-am cum, iubit, trebuie să merg acasă să lucrez. Mâine mă duc la muncă de dimineață. Iar o bași pe asta cu ai de muncit noaptea, că ai de făcut pentru muncă. Știi bine. Te poți să lucrezi la mine, nu știu care e problema. Stai în sufragerie, nu te deranjează nimeni. Ai laptopul meu, ai calculatorul. Asta, dar nu am setări la cont făcute să poți să lucrezi după orice dispozitiv. Hai, nu te supăra. Parcă mereu ai pe asta cu muncă. Uitor o perioadă mai îngromerată, atâta tot. Sper totuși să termin odată cu agitația asta pe săptămâna asta când mi-a ajuns. Adică chiar nu vreau să continui mai multe săptămâni așa, că vreau să mă bucur de iubirica mea. Așa o să facem. Da. Promit. Sincer, mi-aș dori să petrec mai mult timp cu Alisa. Însă știu că e foarte dedicată carierei. Nu am ce să fac decât să o susțin. Și că prin bine discuțiile astea între noi, că... Da, nu vrei tu în loc să pierdem timpul cu discuții, de ce nu? Să ne bucurăm de timp? Da, da. Și că o relație se bazează și pe discuție, că altfel nu ne rezolvăm problemele. Da, da. Și logic îmi doresc, mă bucur de tine. M-aș bucura. Da, mă gândire! Nu știu. Mă gândire! Adrian pare îndrăgostit cu adevărat de Alisa, pe care o consideră iubita perfectă. Doar că el nu bănuiește cât de departe este de adevăr și că felul lui îngăduitor îi servește din plin frumoasei blondine să persiste minciună și să-și trăiască viața dublă care îi oferă atât pasiune cât și bunăstare. Doar că în relația cu George... Nu mai suport să fiu cu George. Nu mai suport să simt că mă atinge. Nu știu, simt că-l trădesc pe Adrian. Nu te simți bine? Iarăși nu te simți bine? Da, nu știu ce am de la o vreme. Parcă nu sunt eu, nu știu. Vrei, e nevoie să... Vrei să mergem la un doctor? Nu e cazul de doctor. Sigur? Sigur. Ești așa, lipsită? Nu știu, probabil sunt obosită, habar nu. În ultima vreme ești cam obosită. Ai, nu te supăra. Nu mă supăr, dar îmi place să te văd cu energie, să te văd cu... O să-mi revin, o să vezi. Sigur? Da, o să fie bine. Ia fii atentă la mine. Ia zi, dreapta sau stânga, ca să-ți recuperezi energia, nu de alta. Ia zi, dreapta sau stânga? Dreapta. Mai încearcă. Stânga. Ia recuperează-ți energia. Ce frumoasă e, mulțumesc. Da, să te apuc. Nu trebuie. Evit cât pot de mult orice contact cu George. Dar uneori chiar n-am încotro. Doar un pupic pe obraz? Hai că o să fie bine. Nu, dar nu știu. Ți-am zis, nu mă simt bine deloc. Am înțeles răul ăsta. O dată, de două ori, de trei ori, însă răbdarea mea se cam apropie de sfârșit. Nu-mi place să fie așa. Păi crezi că mie-mi place? Știu că nu-ți place, păi atunci hai să rezolvăm cumva. Mergem la un doctor, vedem ce ai, că nu... Nu, dar nu e cazul de medic. Nu mai... Atunci de ce e cazul, Alicia? Spune. Nu știu, probabil să stau să mă odihnesc, apar nu. Te odihnești? Foame? Vrei să comandăm ceva? Cam te odihnești cam mult în ultima vreme. Tot vreau să vin și eu pe la tine și cam... Păi și nu vei când ba, vrei? Ba fină, îți dai seama că vin, dar vreau să te văd și eu. Ți-e foame, zi, ți-e foame? Vrei să mănânci ceva? Comand să știi ceva? Că mi-e foarte foame, dar mi-e foame de tine. Poate să-mi aducă și luna de pe cer. Nimic din ce face George nu mă mai face fericită. Vrei să comandăm ceva, vrei?
Cine te sună? E Diana. Diana? Te sună cam mult în ultima vreme, Diana. Ce tot vrea? Vrea să vorbim. Auzi? Nu cumva Diana să nu-ți bage prostii în cap? Dar răspunde eu odată. Nu vreau să vorbesc cu ea. Dar de ce nu vrei să vorbești cu ea? Pentru că nu am chef să stau să vorbesc cu ea. Alessia, Diana îți bagă prostii în cap. Alisa se poartă cam dubios. Și mi-e teamă că va trebui să-i reamintesc cine sunt eu. Și cred că nu îi va plăcea. Nu mai ai ce să mai vorbești cu ea. Întrerupe discuțiile. Nu-mi interzis să mai vorbesc cu prietena mea cea mai bună. Păi dacă îți bagă prostii în cap, normal că nu mai... Nu bagă nicio prostie, ea n-are treabă, starea mea cu ea. Și ea... Dar ia dă-mi mie să văd, dă-mi mie să răspund. Nu mai ce să vă... Dă-mi mie eu să... Eu nu vorbesc cu iubitul ei. Cum ar fi? Dă-mi mie să văd eu ce vreau, dă-mi să vorbesc, dă-mi mie. Alesia, dă-mi mie să vorbesc cu ea. Nu vrei tu nimic să vorbești cu ea. Eu cred că tu, de fapt, vrei să-ți mulțumesc pentru cadou. Ce zici? Asta, da? Nu? Îmi place să te văd tensionat și atunci când ești lângă mine îmi trece orice rău, orice stare. Sigur? În toată ecuația asta, cred că eu am greșit. Am răsfățat-o cam mult și a uitat unde este locul. Oho, nu e bună ce auzim de la George. Cu toate acestea, farmecele Alisei nu dau greș. Rămân rețeta de succes prin care ea reușește să-i manipuleze pe cei doi bărbați din viața ei. Doar că s-a ajuns într-un moment în care ea simte că trebuie să schimbe ceva, așa că apeleze la Diana, tovarășa ei de distracții, singura care îi cunoaște toate secretele și compromisurile. Ce-ai, mă, ce se întâmplă cu tine? Băi, sincer, nici eu nu știu ce am. Păi... Uite cum arăți, ce cearcă ne-ai, zici că ești... Mulțumesc! Zici că n-ai dormit de o săptămână, ce se întâmplă cu tine? Păi, nu prea mai dorm, sunt într-o curcătură mai mare decât mine. Păi, ce s-a întâmplat? Da, așa, cu stilul ăsta de viață, cu... Păi, chiar așa de tare te obosește? Da. Și plus de asta mai e și George cu Adrian. Păi, ce-i cu George și cu Adrian? Care e problema acolo? Faptul că sunt amândoi, faptul că există amândoi. Fata asta se joacă cu focul. Dacă o să mai alerge mult după doi iepuri, nu o să se aleagă cu niciunul. Problema reală e George. A devenit foarte posesiv, gelos, stresant. A început să mă controleze și nu știu cum să mai fac față, pentru că pe parte vreau să petrec mai mult timp cu Adrian. E totul aiureală, tot. Păi și Adrian? Adrian, săracul, vrea și el să petrece mai mult timp împreună. Îi bag scuze că jobul, că sunt stresată, că... Când sunt cu George, sună Adrian. Când sunt cu Adrian, sună George. Deci nu mai pot, am obosit maxim. Chiar nu mai pot să mai duc așa. Păi știi că tu te-ai băgat singură în treaba asta, nu? Mă împart între doi bărbați. Unul îmi oferă stabilitate financiară și tot ce mi-mi doresc, iar celălalt îmi oferă iubire, afecțiune, căldură. Nu știu, îi vreau pe amândoi, dar îi vreau pe amândoi într-unul singur. De ce nu renunți la George, nu înțeleg? Nu pot, cel puțin în momentul de față chiar nu pot. Ce te oprește? Te duci și spui că nu mai vrei să fiți împreună. Nu știu, oricum nu ai sentimente pentru el, nu? Adică până la urmă te întâlnești cu el, dar... pentru a avea anumite beneficii. Și de ce ți-ar părea rău? Adică, uite, l-ai acum pe Adrian. Nu e ca și cum rămâi singură. E ușor de zis capul de George. Dar, în realitate, îmi este frică de el. Nu știu cum va reacționa. Și cu partea financiară, cum fac? Că acum nu mai am bani de nicăieri. Adică, ce-ar zice Adrian? Hai, că e și norocoasă. Ce, Adrian are bani sau cum? Da, mă, dar mi-e așa, mi-e rușine. Nu că mi-e rușine, nu vreau să-i cer bani. Cu el nu am tipul ăla de relație. De ce nu te muți la mine? Îi spui lui Adrian că, na, nu știu, nu te mai descurcai cu cheltuielile și ai decis să te muți la mine. Plus că oricum e îndrăgostit lui Lea de tine, o să-ți ceară imediat să vă mutați împreună. Și aici ar putea fi o mică problemă, dar ai dreptate și tu. Nu știu, chiar nu știu ce să fac. Sunt atât de bulversată încât nu știu ce să fac. Adică știu ce să fac, dar nu știu cum. Ideea e că, da, vreau să termin cu George și... Dar mi-e frică
să nu afle Adrian de trecutul meu. Păi, draga mea, ăsta nu e trecut, încă e în prezent, așa că eu zic să faci ceva până nu află. Deci mă ajuți enorm, deci cea mai bună prietenă ești, enorm mă ajuți. Păi, îți sunt o prietenă bună, fiindcă îți spun adevărul. Nu înțeleg de unde a apărut frica asta. Nu i-a fost frică să meargă la munte cu doi bărbați pe care i-a întâlnit într-un bar, dar e frică să se despartă de omul ăsta pe care îl cunoaște de câteva luni. Îți mulțumesc că ești lângă mine și că mă susții și că mă ajuți. Chiar nu știu ce m-aș face fără tine. Hai, hai să mergem să bem un cocktail, să prins puțin curaj și o facem seara asta, da? Doar unul. Aș vrea mai multe sincer. Haide. Hai. Hai să mergem. Hai pe aici. Se pare că problema Alisei nu este felul în care a ales să trăiască, ci faptul că pe lângă lux și confort, George nu-i oferă și libertatea necesară cât să se întâlnească și cu Adrian. Alisa, dragă, întinzi coarda ca mult, nu crezi? După întâlnirea cu Diana au trecut câteva ore și o regăsim pe frumoasa blondină în vila lui George, singură și destul de tensionată. Oare va avea ea curajul să îl înfrunte pe sponsorul ei și să pună capăt relației sau nu? Și dacă da, cum va primi el vestea? Ce faci, iubita? Uite, te așteptam. Așteptai? Da. Asta e foarte bine, dar speram și eu să mă aștept în ceva mai sexy, într-o lenjerie, o culoare, un roșu, un ceva. Ce zici? Da, păi vreau să discutăm ceva. Ce vrei să discuți? Stai, lasă-mă. Alisa, ce s-a întâmplat? Ideea e că vreau să, să se termine. S-a terminat, de fapt. Ce vrei să faci? Nu țipa. Cum adică să nu țip? Stai puțin, mai zi-mi o dată, că n-am... Nu țipa, gata, s-a terminat. Nu vreau să mai fie nimic între noi. Cum îți permiți să țip la mine? Tu ai uitat cine ești? Frumos, Alesia. Să taci din gură și să nu mai țipi. Ascultă, ce am de zis? Pur și simplu nu simt că trebuie să mai continuăm relația asta. Nu e deloc ușor ce urmează să se fac. Dar m-am pregătit pentru ce e mai rău. Alesia, stai puțin că în relația asta eu cred că tu confunzi niște treburi. Aici nu e vorba de ce simți. Aici e vorba de niște bani. Care e problema? Vrei un tarif mai mare? Încetează să mă mai jignești. Alesia, ia uite-te în ochii mei și spune-mi, tu ți-ai găsit pe altcineva, e mai bogat, nu ți-ai găsit un sponsor mai bogat? Te rog să încetești. Ți-am zis, clar, nu mai simt să fiu în relația asta. Ești toxic și m-am săturat. Cum îți permiți, fata, auzi? Viața mea și am dreptul. Așa, ce drepturi? Iau decizii cu viața mea. Nu, 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 că nu n-aud bine. După ce că eu am făcut o doamnă, ea îmi dă mie papucii. Nu, nu, așa ceva nu există. Mai fetițo, tu-ți bagi joc de mine? Nu. Nu? Dar ce faci? Ce faci tu aici? Zi-mi ce faci tu în momentul ăsta. Vreau să încetez să mă îmbat joc de mine. Adică tu-ți bagi joc de tine? Nu, tu nu-ți bagi joc de tine, tu-ți bagi joc de mine, că vorba aia, doar apartamentul ăsta eu îl plătesc, nu? Auzi, fetițo, tu cine crezi că ești? Cu cine crezi tu că vorbești? Cum îți permiți tu să-mi zici mie așa ceva? Nu mai țipa. Nu mai țipa, cât vreau în casa în care o plătesc eu și tot ce e aici din banii mei. A fost o amărâtă care agăța bărbații prin baruri. Atâta poate să facă. Asta o să ajungă la loc. Tu ce crezi? Tu ce crezi că faci în momentul ăsta? Explică-mi și mie, așa ca să înțeleg și eu. Zi-mi pe cine ți-ai găsit. Zi-mi sincer pe cine ți-ai găsit. Nu e vorba de găsit pe nimeni, pur și simplu mă despart. Are mai mulți bani? E mai bogat? De ce tot timpul crezi că se rezumă totul la bani? Păi la tine eu cred că la atâta se rezumă. Scuză-mă că te jignesc, dar la atâta se rezumă. Credeam că valorez mai mult pentru el. Dar în realitate nu valorez nimic. Am fost doar o unealtă. Fetițo, tu vezi unde stai? Tu vezi ce e aici? Da, văd și m-am săturat să stau aici. Te-ai săturat să stai aici? Da. Felicitări, foarte bine! În momentul ăsta îți iei frumos. Cu atât ai venit. Restul totul îl lași aici. E cumpărat din banii mei. În momentul ăsta ții și-ți bagi. Te rog frumos, hai. Ia-mă treci, 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 mine, treci și bagă-ți totul în geantă și hai afară din casa asta. Hai. Să plece, dar așa cum a venit. Fără nimic. Cu mâinile în buzunar. Să nu pun eu mâna pe hainele astea să le bag. Hai, te rog. Și ia dă tu și astea. Dă tu astea frumos, că nu le-ai dat, nu le-ai plătit tu. Da? Ok? Ia, lasă-le tu astea, că... Au, mă doare. Hai. Lasă așa. Okay. Brățărica, dă-mi și brățărica, te rog frumos. Mă așteptam la asemenea reacție din partea lui. Însă speram cumva să nu fie chiar așa. Ia-ți frumos bagajele și hai, că hai să nu mai pun una pe tine. Lasă-mă, te rog, până dimineață, să-mi strâng lucrurile mele. Nu există discuție până dimineață. Tu pentru mine ai încetat, tu nu-mi dai tu mie papucii.
Iarăși mă repet, ai uitat cine sunt și nu-mi dai tu mie papucii. Hainele, toalele și valea. Te rog să te calmezi, lasă-mă. Nu mă calmez, aia. Tu crezi că... Mâine dimineață nu mă mai găsești aici. Ia frumos și hai să-ți arăt eu unde. Uite, uite unde te dau. Uite-te puțin. Uite-te puțin. Știam că nu o să mă mai lase să stau aici. Dar chiar așa să mă arunci în stradă, să nu mă mai lase deloc? Ei, Alisa, știi vorba aceea, orice naște și are nașul? Umilința pe care o înduri apare ca o consecință a alegerilor tale, iar rolul de victimă nu impresionează. Din păcate, aici se ajunge când se întâlnesc statutul de amantă întreținută cu mândria lezată a unui bărbat care se simte folosit. Nu suntem siguri dacă Alisa și-a învățat lecția, dar deocamdată disperarea de a nu rămâne pe drumuri a obligat-o să se mute cu Diana, care încă o consolează după despărțirea de George. Mamă, deci... Încă sunt șocată de felul în care a reacționat George, jur. Băi, sincer, nici eu nu mă așteptam. Dar important e că a trecut și gata. S-a terminat. Da, da. Parcă a fost prea urât. Nu știu. Și, bă, m-a lăsat dezbrăcată, efectiv. Mai dă-le încolo de haine, că-ți cumperi altele. Cu ce bani? Bine, nu acum. Momentan îți dau și eu de la mine dacă ai nevoie. Ne descurcăm, stai liniștită, nu-i nicio problemă. Dai, mă, dar nu e suficient că stau deja cu banii tăi în casa ta, hainele tale. Adică... E deja faci destule pentru mine. E absolut plăcerea mea, ești prietena mea. Și stai liniștită, că după ce te măriți cu o adiță, o să fii o lady. Și când o să am nevoie de ajutorul tău, sunt sigură că o să mă ajuți și tu. Nu mă deranjează că Alisa trebuie să stea la mine. Este casura mea și împărți totul cu ea. Apropo de asta, trebuie să apară și el. A venit în București și vine direct să ne vedem. Da, ai spus că te-ai mutat? Da, i-am zis că a mărit proprietarul chiria și că nu-mi permit să mai plătesc. Și? Trebuie să mă mut urgent. Te-ai crezut, nu? Da, îți dai seama că m-a crezut. Ba chiar săracul s-a oftică că n-a fost în oraș ca să mă ajute. Înseamnă că e totul bine. Chiar e, chiar vreau să văd unde ajungem. Crede-mă. Hey! Hey! Ce faci, măi? Bună! Ce faci, măi? Bine, tu ce faci? Măi, eu o să vă las. De tine. O să mă duc că am și eu niște treabă și... Gata, pleci? Da, gata. Hai, te pup. Ne auzim. Ne vedem acasă. Ceau. Pa. Ce faci? Cum ești? Bine, uite, mi-era dor de tine. Așa rău? De ce nu mi-ai zis-o? Ce? Că te muți. Păi, da, a fost ceva până-i pusă masă, n-am știut. L-a pierdut pe George și... Tot ce a primit de la el, însă a câștigat de un infinit de ori mai multe alături de Adrian. Este un băiat frumos, tânăr, cu bani, visul oricărei femei. Trebuia să-mi spui că te muți, te ajutam cumva, amânam plecarea, nu știu. Păi n-aveai cu ce să mă ajut, că a fost așa, adică mă așteptam să mă înțeleg cu el cumva. Omul a fost, s-a fixat pe ceva. Eu te înțeleg, dar făceam cumva, nu știu, poate te ajutam cu diferența de bani, ca să nu te muți, sau dacă nu găseam un alt apartament. Dar nu e nevoie, stai liniștit. Nu e ca și când am rămas pe situația străzi. Asta, pe bune. Trebuie. Am avut unde să merg. Am oricând unde să merg. Da, da. Și ce-mi trebuie. Dar îmi pare rău că n-am putut să-ți fiu aproape. Știi cât de mulți în la tine. Și e aiurea pentru mine. Și eu. Îl iubesc pe Adrian din tot sufletul meu. Și se pare că și el simte la fel. Poate te muți cu mine. Ce zici? Tu vorbești serios? Da. De ce nu? Păi? Nu-ți urât de ideea? Ba da, bineînțeles. Tocmai de-aia am zis că poate te muți la mine, nu mai stai nici pe capul Dianei, îți iei și de o grijă. Pentru că, sincer, cumva, simt că m-am îndrăgostit de tine și aș vrea totuși să avansăm cumva, să nu rămânem doar așa în pragul ăsta, să trecem cumva mai departe. Ai înțeles? Da. Și mă gândesc că e un pas destul de important pentru noi, să stăm împreună. Alisa este aleasa. Am știut asta din momentul în care am văzut-o. Așa că nu mai are rost să mai aștept. Dacă tot ne mutăm împreună, așa. Să oficializăm cumva relația noastră. Ce zici? Mai oficial de atât? Da, mai oficial de atât, adică să cinăm comii. Oh, tu vorbești serios? Vorbesc foarte serios, îți ură de idee? Da, bineînțeles, dar am emoții. De ce? Păi, totuși sunt... Dar tu vrei să trecem la pasul? Bineînțeles că vreau. Și uite, eu m-am gândit așa să facem.
În seara asta cinem în oraș. Că, na, măcar să mă revanșez față de tine că n-am fost aproape zilele astea. Și mâine cinem la Mii. În sfârșit simt că trăiesc un vis. Sper să se bucure a mea de că mă pun și eu la casă. Și eu. Sper să mă placă. Stai liniștit că eu trebuie să te plac. Nu da, e. Da, emoții tot o să am. Îți dai seama că o să fiu acolo toată, tremurând. Dar o să fii tu lângă mine și o să fie bine. O să fii doamna mea. Abia aștept. Situația Lisei din acest moment ne duce cu gândul la o altă vorbă din popor care spune că berzei chioare îi face Dumnezeu cuib, departe de noi gândul de a supăra pe cineva. Dar cum altfel să interpretăm norocul ei? Adrian s-a îndrăgostit sincer de Alisa, fără să bănuiască ce se poate ascunde în spatele frumuseții unei femei. Din păcate, trecutul blondinei noastre nu îi face cinste și, cunoscând-o, nu știm în ce măsură sentimentele pe care le declară pentru Adrian sunt veritabile. Dar haideți de data aceasta să o credem și să nu uităm că oricine mai devreme sau mai târziu poate ajunge să iubească cu adevărat, nu-i așa? Iată că a sosit și ziua în care Adrian vrea să oficializeze relația cu Alisa și binecuvântarea părinților lui este o etapă foarte importantă pentru el. Doar că... Uite și... Ia să vedem. Gata, ți-ai pus și tu? Da. Bravo. Foarte bine. Deci ce ne aduce Adrian astăzi? Ce? Am înțeles că ne aduce o viitoare noră? Ai, nici chiar așa, hai să nu exagerăm. Au, o fată. Aduce și el o fată. Aduce o fată, da. E prima, da. E ultima. De obicei, da, nu e natural. Dar e prima pe care o aduce. Exact. Înseamnă exact. Că da, e ceva pentru el. Da. Înseamnă că e ceva pentru el, nu? Hai să nu ne ambalăm prea tare. Da. Hai să vedem ce are în cap. Da? Exact. Exact. Eu m-aș bucura să se așeze la casa lui. Că are o vârstă, are tot ce crezi trebuie. Că e timpul? De ce să mai umble din floare în floare? Deci, aura, lasă-o. Să fiu și-o mai liniștită, să ne facă un nepoțel. Dragă, n-are. Are timp, nu trebuie să se grăbească. Da. Stai liniștită. Lasă că timpul zboară, știi. Stai liniștită. Salut, trebuie să. Bună. Salut. Bună, tata. Bună. Bună. Ia, Alis. Am zis că vă prezint într-un final. Cum să se îndrăgostească de fiul meu, fosta mea amantă? Ce-i cu tine, iubire? Scuze, astea sunt pentru dumneavoastră. Mulțumesc frumos. Ce-am adus și o stupă de mine? N-am trebuia, te deranjez. Înțeleg că ai emoții, da? George este tatăl lui Adrian. Nu-i tatăl lui. Tată, dar tu nu zici nimic, nu? Salut, nu? Ce-i cu tine? Bună seara. Nu-i nimic, e... Bună seara. Eu vă înțeleg că e prima dată când cunoașteți o fată care aduc acasă, dar așa emoții pe voi, nu mă așteptam. Mai am așteptam, dar la voi. Dar ce e rău? Nimic. Mă aștept fețe. Nimic. Totul e rău. Se potrivesc. Mie-mi place da, de ea. E... Cum ai spus că te cheamă? Alice. Alice, îmi pare bine. Nu mai am putere să zic nimic. Nu știu ce să fac, nu știu cum să fac. Nu am putere deloc să mă apăr. Și? De când vă cunoașteți? Mai m-am luat de mai mult timp, îți dai seama că nu ți-o aduceam acum tamnesam pe masă de ieri până azi. Mm-hmm. Dar până acum n-ai cunoscut pe nimeni că nu am considerat că merită să păstrez o relație. Dar sincer cu ea, deci... chiar consider că... Deci să ne bucurăm? Îți dai seama că da. Stai liniștit, nu te grăbi, că n-ai de ce. De ce adică să mă grăbesc? Păi nu mă grăbesc, tată, e... Ceva ce simt și am simțit să fac să vă prezint, că de asta v-am și adus-o acasă. Nu te văd deloc entuziasmat. Îți dai seama, e normal, nu? Eu aș zice să, nu știu, să luăm, să mâncăm, să trecem peste momentul ăsta așa un pic am stânjenitor, nu știu de ce simți tensiunea asta. Să mâncăm! Chiar vreau să ne bucurăm în seara asta, că vreau să vă dau și o veste bună. Adică... Alta? Alta. Nu există coșmar mai mare decât ăsta. Și cred că cineva de acolo, de sus, mă pedepsește pentru toate păcatele pe care le-am făcut. Nu e vorba de nuntă încă, stai liniștit, că tocmai asta am zis. Uite, nu te gândi așa departe. Dar am zis totuși că să înaintăm cu relația, să facem un pas mare pentru noi doi. Ce cu tine, mă? Ai emoții? Gata, calmează-te, e cunoscut, nu mai ai emoții. Și am zis să ne mutăm totuși împreună. Aici, la noi? Nu, să ne mutăm la mine. Dar de ce vă grăbiți, Adrian? Nu trebuie să vă grăbiți să vă mutați împreună. De ce?
la ea a intervenit o problemă cu locuința unde stătea cu chiria. Așa. Nu știu situația exactă, a fost dat afară, nu știu care e problema. Dar am zis să stă la o prietenă de-a ei și am zis, dacă tu suntem împreună și vreau ca relația să avanseze, hai să petrece cât mai mult timp împreună și să stăm amândoi. Scuză-mă că te întreb, dar ce problemă ai avut cu... Băi, tată, nu știu dacă pare rost să întrebi așa ceva, e o problemă personală a ei, Adrian, mi-am adus o cunoașteți ca viitoarea mea. Știu, Adrian, e vorba de viața ta, da, lasă-mă, te rog frumos. Ce problemă? Poți să-mi spui ce problemă ai avut? Bine, ce ai? Mă simt puțin rău. Nu știu ce se întâmplă cu iubita mea, dar sper să-și revină repede. Sincer, chiar vreau să las o impresie bună cu ea. Să-ți aduc ceva? Cu pastile, ceva, ce te doare? Capul, stomacul? Probabil de la emoții. Ai palmele ude, transpirate. Emoții, dacă vrei greață, să te duci la baie, dacă vrei să te duci la baie... Ți-e greață, ce ai? O să merg, da. O să merg un pic până la baie. Emoții, greață, sper că nu e însărcinată și de asta ați vrut hotărât acum să... Nu mai văd, ai ceva contra ei, bune, acum... Și dacă aș fi fost însărcinată, tu nu te bucuri să ai un nepot? Adi, tată, păi nici nu se pune problema de așa ceva, nici nu vreau să aud așa cum ceva. Adică, cum adică, tată, să nu? Adi, păi ești tânăr. Nu te bucur că mă așez la casa mea. Pe hol, prima ușă la stânga. Mulțumesc frumos. Îmi zici dacă ai nevoie să duci eu. Mă scuzați. Doamne Dumnezeule. Ce mă fac? Doamne, cât ghinion să am, ce mă fac? Oh, nu pot să cred așa ceva. Băi, tată, pe bune, cum să faci de-astea așa? Adi. Faci fata asta să se simtă prost, să stă înjenit aici? Nu. Până acum îmi scotei ochii că nu mă pun la casa mea, că umblu din floare în floare și acum că mi-am găsit o relație stabilă și vreau să trebuie să te grăbești, tată, nu trebuie să te grăbești. Acum nu mai grăbesc. Până acum, de ce pierd timpul și acum grăbesc? O iubesc foarte mult pe Alisa și n-aș permite nimănui să se poarte urât cu ea. Nici măcar tatălui meu. Dragul mami, să știi că mie îmi pare bine, da? Lasă-l pe taică tu, cred că are criza vârstei mijlocii, da? Mie mi se pare o fată drăguță și finuță și dacă te înțelegi cu ea, eu sunt de acord să vă mutați împreună, da? Că taică tu a uitat, că și noi ne-am uitat împreună. Mai lasă-l tu, nu-i mai, da? Nu-i mai băga prostii în cap să nu, se mute împreună, da. Și totul e să aveți grijă, deci nu vă înmulțiți repede, da? Când trebuie să vă așezați cariera, trebuie să munciți, așa? Ok, mă duc și puțin, mă duc până sus să iau ceva și vin imediat înapoi, ok? Deci, din partea mea, ai ok-ul. Mie mi se pare drăguț. Și mi se pare că sunteți potriviți. Nu pot permite ca Adrian să-și distrugă viața și să aibă o relație cu o femeie așa ieftină. Deci că e contra la orice. Până acum vreau să am o relație stabilă și să găsesc fata și acum când am găsit-o nu-i convin. Exact. Tot timpul spunea când se însoară și băiatul nostru, când își găsește și el o fată. Și uite acum ce să înțelegem. Ei, să mai spună cineva că viața nu are doza ei de cinism. Dintr-o simplă vizită riscă să fie deconspirată atât Alisa și lipsa ei de scrupule, cât și infidelitatea lui George devenit brusc marele moralizator. Dar noi pe cine să compătimim mai mult? Pe Adrian sau pe mama lui Aura? Ce mă fac? Ce te faci? Îți spun eu ce te faci. În secunda asta dispar din casa asta și din viața fiului meu. Nu ai ce căuta aici. George, am știut că e fiul tău. Nu ai știut? Nu te cred, ești o mincinoasă. Nu e adevărat. Ia zi, special ai făcut, nu? Special ai cunoscut, special ai știut că e cu bani, nu? Asta ai făcut? Alesia. Din întâmplare. Nu te cred. L-am cunoscut din întâmplare, nu aș fi fost nebună să vin cu el aici, din când ești taică-su. Zim ce-i în capul tău. Zim ce cauți în viața. Tu n-ai ce să cauți în viața fiului meu, tu n-ai înțeles asta? Iubesc, bă, fiul tău. Ce faci? Oricum, n-ai cum să înțelegi. Ce să înțeleg? Ce cauți? Banii lui, ce cauți? Averea, ai aflat care bani, ai aflat special ai făcut. Uite-te la mine! Acționez din instinct și mi-asum orice risc, pentru că nu pot să-l las pe fiul meu să aibă o relație cu o femeie așa de ieftină. În secunda asta trebuie să dispar din casa asta și să-l lași pe fiul meu în pace. Lasă-mă! Tot ce contează în momentul ăsta trebuie să dispar din viețile noastre, din viața mea și din viața... Alesia, pleacă și lasă-mă. Ascultă-mă cu atenție, îți schimb numărul de telefon, dispar din viața lui Adrian. Da? Pot să dispar din viața. Nu poți să dispar? Nu pot. Dacă nu dispar din viața lui Adrian, am să-i spun ce fel de femeie ești. Ce se întâmplă aici? Asta e provocarea vieții mele.
să opresc o asemenea nebunie. Dar cum să o fac fără să mă dau de gol? Ce se întâmplă aici? Ce sunt țipetele astea? Ce sunt? George? George, explică-mi! Ceva se întâmplă aici? Doamne ferește! În casa noastră țipete și urlete! Ce-i cu fata? Ce-i cu fata? Iubire, ce-i cu tine? Iubire? Alisa? Alisa? Iubire, de ce plângi, tati? Iubire, de ce-i făcut? George! Nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic. Calmați-vă. Ce s-a întâmplat, mă? De ce? Nu se întâmplă nimic. Tu n-auzi că nu se întâmplă nimic. Cum să nu se întâmplă nimic? Vii aici, țip și o bruschezi. Cum să nu se întâmplă nimic? N-am bruscat-o. Cum adică? Băi, tata, tu ai luat o randeaua? Ce-i cu tine? Ai nebunii? Cum să faci așa ceva? Cum adică, mă, tu ai bruscat-o? Adi, n-am bruscat-o, nu am luat-o la nicio... Vă rog să vă calmați și nu s-a întâmplat absolut nimic. Mă, dar de ce? De ce-i face asta? Care-i logica? Ce motive să aibă să o displacă în halul ăsta? Păi cum, mă, și ea plânge de nebună? De ce plânge așa? Adi, tată, de ce plânge? De ce nu plânge? Ascultă ce spune, fata asta nu e bună pentru tine. Păi da, abia ai cunoscut-o, cum să spui așa? Cum o judești tu când ai 5 minute când ai cunoscut? O cunosc. Cum adică o cunosc? George! Adică nu o cunosc asta, că nu o cunosc, n-o cunosc fizic, nu o știu ce fel de tip adică de femeie fizic, este, știu ce fel tip de fată dar este. Dar unde o știi? E o profitoare. Băi, tată, eu cred că ai nebunit de la o perioadă, nu știu ce cu tine, ți-a îmbătrânit creierul înaintea corpului, cum adică? Adică crede-mă că femeia asta... Mă, cum să vorbești așa de ea că nu o cunoști, băi, tată, tu te auzi? Cunosc tipul de femeie, cunosc tipul de fată, este o profitoare și o femeie ușoară. Băi, tată, tu nu ești normal, cum să vorbești așa de ea? Băi, și de față cu mama și de față cu mine, n-ai pic de respect față de George, noi? George, tu trebuie să dai niște explicații. În momentul ăsta vreau doar să mă fac mică și să... Nu știu, să dispare efectiv din situația asta penibilă. Alisa, hai să mergem, te rog eu frumos, hai să plecăm de aici. Băi, tata, Adrian, nu! Tată, Adrian, nu-ți remediezi comportamentul și atitudinea ta, noi nu mai avem ce discuta. Adrian, tu nu pleci nicăieri! Stai aici, băi, stai aici și ia pleacă. Termină-te, mă, cu... Adrian, nu pleci nicăieri! Ui, te rog, pleacă din casa asta, tată, în secundă asta. Termină circul ăsta, te rog eu frumos. Adrian, nu pleci nicăieri. Până nu-ți remediezi atitudinea, noi nu mai avem ce discuta. Nu avem, Adrian, ea este o femeie ușoară. Băi, cum să spui așa ceva? Ai nebunit? Nu, n-am înnebunit. Eu știu foarte bine cine este ea și ce reprezintă. Crede-mă pe cuvânt, este o femeie ușoară. Și am să vă spun tot adevărul. Dacă George spune adevărul, sunt pierdută. Și de-abia acum voi pierde cu adevărat tot. Fără niște argumente clare care să-i susțină lui George atitudinea și limbajul fățiș lipsit de respect față de Alisa, Adrian se vede nevoit să-și înfrunte dur tatăl, pentru că într-adevăr s-a creat o situație fără sens, din care nimeni, nici Adrian și nici Aura nu știu ce să creadă. Dar odată ajunsă în discuție varianta de a spune adevărul, mai mult ca sigur vor exista consecințe. Însă în ce fel vor afecta ele pe cei prezenți la discuția finală, rămâne de văzut. Alisa. Da, mamă. Mamă, deci nu știu ce se întâmplă. Spune-mi și mie ce ai făcut. În ce belele te-ai băgat? Deci nu înțeleg. Crede-mă, deci nu mai pot de cap. Calmează-te. Mi-a spus domnul Ernest că s-a întâmplat ceva, că ai niște probleme. De ce ai adus cine aici? Sunt oamenii? De ce nu stai să vină mama aici? Ce s-a întâmplat cu tine? De ce mama? De ce trebuia să vină ea? De ce ai adus-o? Dar dânsa nu ar trebui să știe că ai rămas fără un loc de muncă? Cum, mamă, nu mai muncești? Pentru că dacă tu te vei duce în continuare pe drumul pe care ai ales să mergi, drumul nu care prea am cred renunțat. Că te vei întoarce la cei 2500 de lei pe lună. Și tot se va afla, mai devreme sau mai târziu, acest adevăr pe care tu vrei cu disperare să-l ascunzi. Mamă, dar mie mi-ai spus că muncești, că e secretară la o firmă. Mă liniștisem și eu că ai și tu un venit, că poți să-ți trăiești și tu viața liniștită. Vezi bine că eu nu am cum să te ajut prea mult. Ce s-a întâmplat? Auzi, Cucoană, nu mă interesează problemele voastre. Păi nu mă interesează ce s-a întâmplat între ea și soțul meu. Cum adică, mamă? Aura, nu s-a întâmplat absolut nimic, doar că am făcut niște cercetări și eu despre această fetișoară. Când ai făcut tu cercetări, tată? Că tu ieri ai cunoscut-o. Aha. S-a întâmplat printr-o conjunctură să aflu pe cineva că ești împreună și am făcut niște cercetări. Ce te bagi tu? Păi cu ce mă bag eu că e iubita mea? Ce întrebare ai și tu? Păi da, și am aflat despre iubita ta niște chestii care nu prea sunt ortodoxe și nu prea sunt ortodoxe. Adică ce vrei să-mi spuneți despre copilul meu? N-am înțeles. Doamnă! Așa. Doamnă, cum nu adică? Ce ai aflat? Doamnă, nu știți. Aura, lasă-mă să vorbesc, te rog. Păi este absolut normal să nu vreau să o văd
cu fiul meu când știu ce face ea și cine e ea. Dar spuneți Dumnezeule odată, tu ziceți, sau Alisa, dar spuneți ceva. Așa pe după gard, ce spuneți și de spus. Fără niciun fel de supărare, dar fica dumneavoastră este o femeie ușoară. Băi, vă rog frumos, măsurați-vă cuvintele. Bă, cum poți să spui de așa ceva de ea? De unde și până unde ați dedus dumneavoastră că fica mea e femeie ușoară? Mă tem că domnul George aici prezent de față nu a dedus. Și într-adevăr, da, a făcut niște cercetări. Putem să le numim și așa, nu e așa? Niște experimente, niște cercetări, niște, cum să le spunem, domnul George, niște aventuri. Mai contează de unde am aflat? Ce aventuri? Contează? Ce așa spune, mamă, despre tine? Asta este adevărat ceea ce cu cine a avut toată aventuri, mă, că nu înțeleg. Păi să spună el, să vorbească pentru el, dacă tot a deschis subiectul. Tu te cunoșteai cu tata? Da. Eu te cunosc în minți. Cum adică, mă, voi doi gata, mă cunoașteți? Gata, vă spun adevărul, gata, gata, vă spun adevărul. Printr-o conjunctură cu niște prieteni, la o băută, mi-au povestit de o fată care oferea niște servicii. Acea fată e Alicia. Cum adică tu, nu se poate așa ceva. Măi, mamă, nu e adevărat. Spune-mi că nu e adevărat. Minte. Deci eu nu, deci, nu cred lucrul ăsta despre tine. Nu. Minte, mamă, calmează-te că minte. Adrian, explică-ți, te rog frumos, de ce iubita ta a rămas fără cuvinte, perplex pe românește, în momentul în care a dat ochii în ochi cu tatăl tău? Bănuiesc că l-a văzut într-un club cu vreuna, ce? Poate spune-te n-ai fost foarte atent. Mie. Poate nu ai fost foarte atent la ceea ce ne-a povestit tatăl tău. Tatăl tău a spus cu subiect și predicat că acea femeie, da, este Alisa. Cum adică? Exact asta am spus. Cum adică, mă? Bă, tu ai avut aventură cu el, cu tatăl meu. Mulți spus o aventură, adică... Alisa, e... spune-mi, te rog, că nu e adevărat. Mulți spus o aventură. Mai mamă, omul ăsta are de ce ori vârsta nu? Deci nu e vina ei, sau cum? Știi, în momentul în care există acest serviciu în care ambii au câte un beneficiu, da, unul financiar de partea feminină și unul, hai să-l catalogăm înspre deci partea de plăceri, de partea masculină, nu știu dacă este neapărat o aventură, nu e mai degrabă ce ăsta, un business, cum am putea să-l numim? Când ești tu mulțumită, sunt și eu mulțumit și pentru tine... Vreau să ai tot ce-i mai bun, mai ales o mașină, îți dai seama. Nu dă numai un taxiu sau, Doamne ferește, mai rău să te văd în mijlocul de transport comun. Corect? Corect. Da? Da. Deci asta îmi doresc, să fii fericită și pentru tine fac orice. Te-am mulțumirea mea ești tu. Atâtea. Ba da, mulțumirea te-am mea ești tu. Tine. Eu sunt cea mai fericită. Mulțumirea mea ești tu. Băi, tata, spune-mi că nu e adevărat. Alisa! Nu-și bate nimeni joc de tine. Tu ai fost prea, cum să-i spun... Prea cum, mă, prostul dintre voi? Nu prost, ai fost influențat de ea fără să-ți dai seama. Ea a avut un plan. Ea a avut un plan să facă rău și, de fapt, interesul ei, doamnă, mă scuzați, dar urmărește numai bani. Alisa, de ce lași pe acest om? Cum te-am crescut eu, măi, mamă, mă? De ce lași pe acest om? Ce educație ți-am dat eu, măi, copile, mă? Alisa, cum să faci? Cum să te duci cu omul ăsta? Are de două ori vârsta lui. De ce nu spui tot adevărul? De ce lași pe acest om să-ți deseneze imaginea asta urâtă? Păi tu știi că e tata, mă? Nu. Până în momentul în care am intrat în casă, nu am știut că este tatăl tău. Alisa, cât de bine îl cunoști tu pe George, de fapt? Destul de bine. Cum adică? Păi da, destul de bine, având în vedere faptul că, na, tatăl tău îi plătea chiria într-un apartament de lux în centrul Bucureștiului. De asta nu vrei tu să te ajut eu? Tatăl tău o finanța în tot ceea ce făcea, bijuterii, cadouri. Ei, cum se întreține genul acesta de, cum a spus tatăl tău, femeie ușoară? Ăsta era... proprietarul care te-a dat afară, mă? Da. Când eu îți spuneam, vezi-ți de treabă și lasă pe femeia asta în pace, pe fetișoara asta, nu mai ascultat. Doamne, să o lasă în pace, că asta ai tu treabă cu ea, care e ideea, mă? Exact! Nu mai avem nicio treabă cu ea. Ai profitat de problemele pe care le avea, ai profitat de inocența ei și ți-ai făcut planul să fie femeia ta. Doamne, ai înșelat-o pe femeia asta și acum ne miți pe toți că au fost aventură. Vreau să vorbesc și eu. Vreau să vorbesc și eu. Doamne, lăsați-mă și pe mine să vorbesc. Ce ți-a lipsit acasă? Mamă, știi cum e? Vin într-un oraș ca Bucureștiu. Ai două variante. Fie te duci la fund, fie stai pe linia de plătire. Eu am ales să stau pe linia de plătire. Puteai să-mi spui, atât cât puteam să te ajut, te ajutam.
Să stai pe linia de plutire ca un om normal, ca un om cinstit, ca un om de care să nu mai, să nu fie rușine când mă duc acasă. Eu ce le spun oamenilor din sat când m-or vedea la televizor că a venit domnul Ernest să mă invite să-mi spună că fata mea e femeie ușoară și că a avut relații cu un bărbat în vârstă și cu băiatul lui. Explică-ne și nouă, te rog frumos, pentru că ai spus că sunt cele două variante în momentul în care vii în București. Păi asta înseamnă că ce? Că două marea variante. Majoritate a celor care sunt în acest oraș doar asta fac? Da. Doar așa își câștigă existența? Astea erau astea două variante, tată și fiu? Nu, profită de aia cu bani. De fapt, asta face. Profită de aia cu bani, n-am profitat eu de ea. Poate ar trebui să afli adevăratul motiv pentru care tatăl tău în momentul de față este negru de furie. Adică? Nu a suportat ideea că Alisa i-a dat papucii, nu-i așa? Ce să înțeleg? Ce cauți? Banii lui, ce cauți? Averea, ai aflat care bani, ai aflat special ai făcut. Alisa, nu ai ce să cauți în casa asta. Tu nu înțelegi? Uite-te la mine! Mă, tu nu înțelegi? Tu nu înțelegi că trebuie să dispar din casa asta? Nu să fac asta. A, deci problema lui nu era că m-a văzut pe mine, că am eu o iubită și am o acasă și nu-i convenea. Pur și simplu voia el pentru nu el, este nu? Adevărat, nu este adevărat, Adrian. Am vrut, am vrut să te feresc de o profitoare. Am vrut să te feresc... Să profiți tu de ea. Nu a profitat nicio... Voi de ce nu înțelegeți că nu eu am profitat? Ea a profitat de mine. Băi. Ea a profitat de banii mei. Ea a profitat de toate avantajele. Nevinovat sunteți! Ce victimă foarte ești tu, tată! Nevinovat! Foarte mare victimă sunteți! Cu dătine. Asta e viața pe care tu ți-o dorești? Cum poți să trăiești în București cu 2500 de lei când 500 de euro e doar chiria? Hai să aleg dintre ăla și ăla. Îl iau pe tasă sau pe vizu. Ea este cea care a făcut primul pas. Pentru tine ce a fost, prințesă? Ce voie? Să primești frumusețe, să primești nopți fierbinți, să primești atenție, totul gratis? Mai bine puțin și bun decât mult și uite în situație. A fost vreodată vreo idee de sentiment față de mine sau doar ai căutat să faci? Mi-am dorit tot ce tu n-ai putut să-mi faci. Te rog, ascultă-mă și pe mine. Așa. Ea este cea care a făcut primul pas. Tu ai păr alb aici de la tâmple. Face primul ea a făcut pas, primul pas și tu? De la a face primul trebuia pas să spui, băi, fată, eu sunt de vârsta lui taică-tu, probabil. Doamne, o secundă. De ce prin muncă cinstită nu poți reuși? De ce? Cum poți să trăiești în București cu 2500 de lei când 500 de euro e doar chiria? Trebuie să mănânci, trebuie să plătești întreținere. Da, mă, că toată lumea stă pe lux. Trebuie să te îmbraci și dar sunt tânără, momentul... vreau să ies, vreau bănuiesc să mă plim. În momentul în care tu ca om iei această decizie, mă mut în București, îți iei totuși în calcul cât de cât ce ar însemna o chirie, ce ar însemna traiul pentru o lună și te gândești, îmi permit asta, da sau nu? Sau de la bun început ai venit chitită pe ideea asta? Ăsta a fost planul tău de la început, crede-mă. Care a fost planul meu? Care a fost planul? Să profiți de bani, de tot. Păi dar tu ce voiai? Să primești frumusețe, să primești nopți fierbinți, să primești atenție, totul gratis? Dar cine te vezi? Fă frumos, călare pe cal alb, cine te vezi? Măi, mamă. Ce măi, mamă? Lasă-mă cu măi, mamă. Măi, mamă. Ai stat ce-ai trăit toată viața la țară. Măi, până la urmă asta sunt. Ăsta ți-e copilul. Ai stat toată viața la țară și uite unde ai ajuns. Nu-ți permis să-ți crești copilul sau să-l ții la facultate. Și calea ta? Da, te-am crescut un om cinstit, te-am crescut. Da, mamă, m-ai crescut, apreciez ei pe acolo ce ai crescut tu. Și calea ta care ai ales-o e ok, nu? Nu e problema ta. Nu e problema mea. Nu, nu e problema mea, că eu nu sunt implicat în treaba asta, nu. Nu e problema. Ai intrat de bună voie. De aceea mi-am permis să vă chem aici. Știi ceva? Gata. Ce e asta? Ședință de psihoterapie aici? Ia, hai, plecați, că m-am săturat. Și tu, fetițo, să înveți din întâmplarea asta, da? Te-ai lămurit, Adrian? Te-ai lămurit cu cine ai de-a face? Da. Așa, și tu? Că da. Ai fost de fazan? Ai picat de fazan? Aura, ți-am da. Zis, vorbim, nu vorbim acum. Așa, tu okay. Ce credeai? Că ea te iubește, te place așa? Că ești un bărbat frumos, așa nu și plin de mușchi? Ți-am zis că nu-i vorba nici de iubire, nici de aia. Vrea vorba de... Hai că nu mai are rost. Da, da, da. Deci ea te-a tapat de bani și tu, săracul, acum ți-ai dat seama că ai fost exploatat și folosit. Săracul de tine. Ea a profitat de tine. Tu nu ai profitat de ea. Bun, hai. Este foarte inocent soțul dumneavoastră, doamnă. Da. Lasă că-i soțul să-l păstrați sănătoasă. O să-l păstrez sănătoasă, da. Bine. La revedere. Măi, mamă, mă. Măi, mamă, mă. Ce ai putut să faci, mă?
tu-ți dai seama, tu realizezi, măi, mamă, gândește-te și tu un pic. Tu crezi că eu cu taică-tu n-am avut, vorba aceea, lingură, cuțit, n-am avut unde să dormim. Am muncit cât am putut de mult și am făcut așa cum am știut noi și cât am putut să facem, să ne ducem o viață liniștită și să dormim liniștiți cu capul pe pernă. Să nu ne râdă lumea, să nu ne arate cu degetul. Tu, asta e viața pe care tu ți-o dorești? Mi-am dorit tot ce tu n-ai putut să-mi oferi. Tot ce am văzut în copilărie la alte fete, la alți copii. Știi foarte bine. Și... Păi, și asta a fost calea cea mai ușoară? Te înșel, nu mama. Puteai să muncești, mama, pentru lucrurile pe care ți le dorești? N-a fost deloc calea cea mai ușoară asta. Dar? Și dacă ai impresia că e ușor, nu. Să știi că nu e deloc ușor. Așa pare. Pare, mama. Uite-te situația în care ești. Uite-te ce s-a întâmplat cu oamenii ăștia. Vorba aia, trebuia să lași Dumnezeului pe bărbatul ăla în vârstă. Trebuia să te gândești măcar Dumnezeului. Dacă te legai, te legai de unul mai tânăr. Da, dacă nu sunt eu, e alta. Să pui mâna să muncești, să pui mâna să-ți pui un ban deoparte ca să poți să trăiești viața pe care ți-o dorești. Să pun un ban deoparte? Pentru că așa se face, mama, așa fac toți oamenii. Din ce? Din muncă cinstită, cum am făcut și noi. Mai bine puțin și bun decât mult și uite în situație. Mai este o întrebare la care fiul dumneavoastră nu a primit răspuns. A întrebat-o pe iubita lui dacă în același timp era și cu dumneavoastră și cu el. Eu zis că nu. Mă tem că Alisa te-a mințit din nou. Păi ce-i cu George și cu Adrian? Care-i problema acolo? Faptul că sunt amândoi, faptul că există amândoi. Problema reală e George. A devenit foarte posesiv, gelos, stresant, a început să mă controleze și nu știu cum să mai fac față, pentru că pe parte vreau să petrec mai mult timp cu Adrian. E tot o aiureală, tot. Păi și Adrian? Adrian, săracul, vrea și el să petrece mai mult timp împreună. Îi bag scuze că job-ul, că sunt stresată, că... Când sunt cu George, sună Adrian. Când sunt cu Adrian, sună George. La muncă, deci nu mai pot. Am obosit maxim. Chiar nu mai pot să mai duc așa. Hai să aleg dintre ăla și ăla. Îl iau pe tasă sau pe vizul. Ea nu știa, realmente nu știa că voi sunteți tată și fiu. Și-a dat seama când ai venit să o prezinți părinților. Singura chestie de treaba asta, într-adevăr, aici poate îți dau dreptate, tată, că ea nu era pentru mine. Dar și tu m-ai dezamăgit enorm. Dar ți-am vrut binele, nu ți-am vrut răul, Adrian, nici o secundă. Nu știu ce bine e vrut, că mai rău mi-ai făcut, tata. Uneori, așa se întâmplă. Toate lucrurile pe care tu ai zis că le-ai făcut, unde sunt? Arată-mi și mie ce ai făcut, că ai zis că ai făcut. Nu mai sunt. Au fost atunci la tipul lor. Vezi? Ți-ai clădit fericirea pe nefericirea altora. Și ai călcat pe cadavre pentru asta. Și o să plătești probabil într-o zi, ori tu, ori, eu știu, Doamne ferește, copiii tăi. Nu. Mă, și o întrebare, Alisa. La tine a fost vreodată vreo idee de sentiment față de mine sau doar ai căutat să-ți bați joc? Ce secundă mi-am dorit să-mi bați joc de tine? Păi și atunci de ce mi-ai negat că tu încă aveai relație cu tata când vorbeai cu mine? Și totuși eu aflu că tu erai în continuare cu tata. Pentru că mi-am dorit să o termin fără ca tu să știi. Alisa, eu am înțeles de la Ernest că nu s-a terminat imediat. Nu, încă a decurs ceva timp în relația voastră. Da, până am fost dat afară. Nu știai pe cine să alegi sau cum? Care e mai bun, fițul sau tasul? Am știut din prima că trebuie să te aleg pe tine. Și am simțit din prima și toate sentimentele mele au fost adevărate și încă sunt. Dar chiar au sentimentele tale adevărate, nu mă turai cu mine pe jos în fața familiei mele, Alisa. Am măturat și n-am vrut să mă tur cu tine pe jos. Alisa, la tine toată chestia asta e bazată pe bani. Nu e pe sentiment. Alisa. Eu dacă eram, cum aș fi fără familia mea, să n-am niciun ban, tu într-o lună mă uitai, căutai altul. Și știi asta. Pentru că, pe ce să muncim? Eu pe 20 de milioane la un supermarket, tu pe 20-25 de milioane undeva pe secretare, ce făceam? Hm? Ne descurcam cum puteam. Pentru tine nu era aia viață. Nu? Atunci nu. Așa, acum ai acceptat sau cum? Îți dai seama că nu mai crede niciun cuvânt de la tine, Alisa. Deci eu înțeleg. Că nu mai arăt ca acum 20 de ani. Dar nici urâtă nu sunt. Și nici proastă nu sunt să nu mă ducă mintea. M-am prins eu de niște chestii. Că tu te crezi mecher, dar eu m-am prins de niște chestii, da? Deci,
Cum rămâne? Dacă eu nu aș fi făcut asta, fiul nostru ar fi fost, ar fi, nici nu știu cum să zic, ar fi fost cu ultima femeie din București. Aha, da? Da, pentru tine n-a fost ultima femeie, da? Pentru tine ce-a fost, prințesă? Ce-a realizezi fost pentru ce ți-am spus, că fiul nostru ar fi terminat? Practic, ar trebui să-i faceți o statuie, nu? Soțul. Nu e vorba de chestia de statuie și nici ironia nu mai ajută. Mi-am înțeles greșeala. Mi-am înțeles, dar gândește-te partea fiului nostru. Gândește-te doar la asta. Ce noroc are Adrian cu un tată ca tine. Și eu te iubesc. Și... Nu mă iubești pe mine, tu iubești banii. Banii părinților mei. Alisa, eu fără familia mea, eu sunt un nimeni. Eu nu am bani. Eu provin din familia asta înstărită și automat, la rândul meu, am bani. Ți-a asta ți-a plăcut la mine, tânăr cu bani. Nu ai mai preferat pe tata, că e bătrân cu bani, ai să luăm unul, că îl prind mai mult pe ăsta, am de unde ciuculi de la el, nu? Te-am iubit pe tine și te iubesc pe tine, nu banii tăi. Ești conștientă că nu mai cred nimic, la cât m-ai mințit. Din păcate, da, știu. O să vă rog să plecați din curtea mea. Și pe tine sper să nu te mai văd niciodată. Pare rău. Vezi, măi, mamă, vezi ce ai făcut? Vezi, poate că dragostea asta ar fi rezistat, ați fi fost împreună și ar fi fost mult mai bine. Dumnezeu te-a pedepsit și acum o să suferi singură. Mama, așteaptă-mă. Mama. Mama, nu și tu. Nu tot ce strălucește este aur. Ce-o fi însemnând asta? Simplul fapt că suntem atrași de lucruri, de persoane, de circumstanțe sau stiluri de viață care ne sunt necunoscute în esența lor, dovedește că nu avem datele necesare pentru a le explora, precum educația, cunoașterea sau potențialul nostru de a face față unei asemenea provocări. În cazul nostru, Alisa, tânăra cu nume de bazm, își propune să crească din punct de vedere material cu orice preț, convinsă că doar prosperitatea poate aduce fericirea și în viața ei. Nota falsă în această experiență este aceea că ea ignoră faptul că munca este măsura valorii unui om și nu traiul modern cu toate neajunsurile care decurg de aici, incluzând imaginea și încrederea de sine care se prăbușesc mai devreme sau mai târziu. Pe de altă parte, vanitatea celor doi bărbați, George și Adrian, contribuie esențial la marginalizarea Alisei, care se confruntă cu drama vieții ei. Din această experiență nedorită, are câte ceva de învățat și mama Alisei, care, deși spune că a educat-o, de fapt nu a pregătit-o pentru viață. Tu ai fost acum cu Marius? Aș fi vrut doar un moment cu tine. Dacă aș bea șampanie cu tine în fiecare seară, aș ajunge alcoolic, femeie. Dragul meu... Asta înseamnă că zice cu șampanie în fiecare seară, doi bețivi. O avea o amantă, să știi. Ești o femeie frivolă, da? Auzi? Da, ești frivolă, da. Eu nu am înșelat niciodată, deci nici nu știu cum să mă compor, nu știu ce să fac. Să o lași mai mole, să nu ți se facă rău, că e totuși vodcă. Îți dai seama ce planează asupra facultății? Ți-am spus că trebuie să ne asumăm. Dumneavoastră vă distrugeți, făcând astfel de lucruri. Și unde? În baia unei instituții. Eu sunt o persoană căsătorită. Tu înțelegi că Dumnezeu ți-a pus mâna în cap? Dar nu te-ai gândit și tu că te compromiți? Că o compromiți pe această doamnă profesoară? Da, dar în același timp observ că nu ești prea fericită. Deci tu, practic, nu-l mai iubești pe George. Este exact ce ți-ai dorit tu. Mă iubești sau nu? Uite, spune-mi acum, mă iubești sau nu? Doamne ferește, nu cred ce văd! Trebuie să te hotărăști. Ori eu, ori individul ăsta.